Aceasta este sfera, cea mai nouă, cea mai ciudată și în același timp cea mai interesantă construcție, care a costat 2,3 miliarde de dolari, tocmai a fost lansat în Las Vegas, în Statele Unite. Astfel că în Las Vegas se află cea mai mare sferă construită vreodată din lume. Ce secret șocant se ascunde în interiorul acestei sfere? Vom afla în videoclipul de astăzi. Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Înainte să începem, nu uita să dai un like la acest videoclip și de altfel să apeși pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui dacă dorești să vizionezi astfel de videoclipuri foarte interesante. Însă să vedem ce este cu acest megaproiect pe care americanii tocmai l-au finalizat. Prieteni, aceasta este sfera, cea mai nouă atracție și cel mai ambițios proiect pe care americanii l-au făcut în ultimul timp. Este cea mai mare sferă din lume, iar în momentul de față este cea mai atrăgătoare atracție care se găsește în orașul Las Vegas, uimind atât oamenii de rând cât și specialiștii și inginerii prin complexitatea acestui proiect foarte interesant. Prieteni, chiar dacă exteriorul acestei construcții nemai văzute până astăzi este foarte interesant, ceea ce se găsește în interiorul oameni buni este mult mai interesant decât vă puteți imagina. Și urmăriți acest videoclip până la sfârșit să vedeți de ce. Toată lumea a auzit de celebrul oraș Las Vegas, care este renumit atât pentru jocurile de noroc, cât și pentru arhitectura sa unică de excepție în lume. Aici vom găsi de la turnul Eiffel până la copii ale piramidelor din Egipt, iar cazinourile care se găsesc în acest oraș sunt structuri emblematice pentru întreaga lume. Avem atât o zonă care imită Veneția, cât și Bellagio, și găsim și MGM Grand. Iar tot ce vedem în orașul Las Vegas din Statele Unite este construit pe mărăție, pe grandoare, pe bogăție și pe extravaganță. Și probabil că dacă Ceaușescu trăia, ar fi făcut și o casa poporului mai mică pe acolo pe undeva. Astfel, în tot acest context al acestui oraș nemai văzut, o construcție atât de nebunească și de măreață pe cum este această sferă extraordinară nu uimește pe nimeni aici în Las Vegas. Însă, prieteni, probabil că deja vă întrebați ce anume este exact această sferă și mai ales la ce folosește ea. Construcția acestei sfere a durat 5 ani și a costat peste 2 miliarde de dolari și ea reprezintă în moment cea mai scumpă întreprindere de divertisment din istoria orașului Las Vegas, cu mult mai mult decât noul stadion ale Giant Stadium, gazdă pentru Super Bowl-ul din 2024. Vreau să vă aduc în atenție contextul în care această cea mai mare structură sferică din lume se află în orașul Las Vegas. Pentru că să nu uităm, prieteni, hotelul Casino Luxor este doar a treia cea mai înaltă piramidă de pe planetă. Oameni buni, în interiorul acestei sfere, care este cea mai mare din lume, pot intra aproximativ 17.000 de persoane, iar teatrul său, în formă de bol, conține ecranul LED cu cea mai înaltă rezoluție din lume, iar exteriorul acestei clădiri, pe care o putem vedea din afară, conține 1,2 milioane de LED-uri de dimensiunea unui puck de hockey, care pot fi programate să clipească cu imagini dinamice la o scară masivă, care este cea mai mare din lume. Iar această sferă a fost complet iluminată pentru prima dată marți seara pe 4 iulie 2023. Această sferă este construită ca o arenă de muzică și de divertisment și este situată în apropiere de faimoasa fâșie intitulată Las Vegas Strip. Are peste 110 metri înălțime și un diametru de 150 de metri. Și, prieteni, deține recordul ca fiind cea mai mare structură sferică de pe planeta Pământ. Și dacă vă întrebați cine a deținut până acum recordul mondial la cea mai mare structură sferică din lume, e bine, până înainte de această construcție din Las Vegas, acest record a fost deținut de Arena Avicii, care este localizată în Suedia. Construcția acestei sfere gigantice nu a fost, prieteni, absolut deloc ieftină și nici foarte ușoară de realizat. O structură a costurilor estimată la 2,3 miliarde de dolari face ca această sferă gigantică să fie cel mai scump bloc de divertisment care s-a aflat vreodată în istoria orașului Las Vegas. Având în vedere dimensiunile gigantice și forma aproape sferică, ingineria care se află în spatele acestei clădiri a necesitat o matematică foarte complicată și tehnici de construcție care au trebuit să fie inventate pentru ca ea să fie construită. Și deoarece proiectul acesta, prieteni, a fost primul din această categorie care s-a construit vreodată în lume, a necesitat utilizarea unor mijloace speciale. De aceea, una dintre cele mai înalte macarale construite vreodată de om pe planeta Pământ a fost transferată tocmai din Belgia până în Las Vegas, pentru a putea ridica cele mai grele materiale din construcția sferei. Ca să vă dați seama
cât de mare era această macara și cât de grea, pentru ca ea să fie ridicată a fost nevoie să se mai aducă o altă macara care să poată ridica această macara. Iar doar construcția macaralei a durat aproximativ 2 săptămâni. Una dintre piesele care a necesitat deosebit de multă atenție ale acestei sfere gigantice era un inel de compresie construit total din oțel. Acest inel servește ca parte specială a acoperișului sferei, partea superioară a cadranului acestei structuri. Și deși nu prea vi se pare că ar fi foarte greu, doar această parte, țineți minte, doar această mică parte din sferă cântărește cât 2 avioane Boeing 757 la un loc. Imaginați-vă cât de grea este această bucățică și susținerea nu ar fi fost posibilă niciodată fără un sistem, fără un inel special de prindere. Cum spuneam, această structură gigantică, cea mai mare sferă din lume, va putea găzdui aproximativ 17-18 mii de persoane în același timp. Încă spectacole de muzică și atenție! Primul spectacol U2 al celebrei formații U2 va avea loc în septembrie chiar în această sferă, în premieră mondială. Această sferă, pe lângă spectacole de muzică, va fi folosită pentru lansări de produse în premieră și chiar pentru turnee și jocuri pe calculator. Iar constructorii acestei sfere nu se opresc aici. Deja au planificat, țineți-vă bine, să mai facă o sferă și în apropiere de România. Mai exact, în Londra. Este următoarea locație unde va fi desfășurată o astfel de structură. Și pentru că am ajuns la această parte a videoclipului, trebuie să răspundem la o întrebare care probabil este pe buzele tuturor. De ce și ce au avut oamenii ăștia în cap pentru a construi o sferă și nu au făcut orice altfel de structură? Răspunsul, prieten, e foarte simplu. Pentru că e Las Vegas și pentru că au putut și au avut banii aceștia. Și după cum vedeți, pe din afară, această structură nu arată cu absolut nimic și nu seamănă cu nicio clădire care este în jurul ei. Și deși pare că este în evidență destul de ciudat, constructorii ei asta au și vrut. Să construiască ceva care sare în ochi, să construiască ceva ce n-a mai fost văzut niciodată în lume, chiar acolo, în Las Vegas. Și cum știți și voi, Las Vegasul este cunoscut pentru arhitectura sa exagerată, pentru arhitectura sa care îți prinde ochiul. Așadar, această sferă era exact ce trebuie în acest oraș. Pe 4 iulie, oameni buni, cum spuneam, turiștilor și celor care locuiesc în orașul Las Vegas, li s-a oferit ce poate să facă această sferă. Astfel că 1,2 milioane de LED-uri individuale care se conectează și sunt programate prin calculator s-au prins pentru prima dată dezvăluind un spectacol de senzație, arătând tehnologia sau nivelul tehnologic la care a ajuns ingineria astăzi. Astfel, sfera a oferit un spectacol de imagine și culoare tuturor celor care au avut șansa și ocazia să o vadă pentru prima dată pornită. Prieteni, cei 56.000 de metri pătrați de structură de afișaj exterior nu este doar cel mai mare ecran care se găsește vreodată pe pământ. Este și cel mai capabil ecran ca și rezoluție din lume. Și cum ecranele înconjoară absolut complet întreaga construcție, această clădire poate fi transformată în absolut orice vă puteți imagina. Astfel că obiecte pe cum luna, o minge de basket sau chiar și un ochi obișnuit sunt deja printre lucrurile care au fost deja afișate pe această sferă. Și cei care au construit-o au luat deja în vedere să facă din ea un mare panou de publicitate, care ar fi, bineînțeles, un avantaj pentru cei care își fac publicitatea acolo, cât și pentru constructorii ei care ar beneficia de avantaje financiare în urma contractelor de publicitate. Iar când în 2018 a fost anunțat acest proiect și s-au făcut teste, cei care au gândit acest sistem au vrut să redefinească divertismentul live, care se poate efectua cu ajutorul ecranelor. Și cum, prieteni, orașul Las Vegas nu duce lipsă de scene și locuri în care să se poate țină concertele, sfera trebuia să ofere o experiență auditivă care nu ar fi putut fi îndeplinită nicăieri în altă parte. Astfel încât interiorul este construit și învăluit de un masiv ecran LED peste tot, care urmărește curba acestei sfere. Iar ecranul interior, deci este mai mic decât cel din exterior, are suprafața extraordinar de mare de 15.000 de metri pătrați. Și va fi cel mai mare ecran cu cea mai mare rezoluție de afișare dintr-o sală de spectacole din lume. Prieteni, pentru a construi filme și evenimente care să poată fi rulate în acest sistem incredibil din interiorul sferei, cei care au construit sfera nu numai că au construit sfera, dar au trebuit să construiască camere speciale care să filmeze conținut care să poate fi proiectat pe această sferă. Astfel, prieteni, acest sistem este cel mai puternic din lume, permițând filmări cu rezoluții de 18.000K la 120 de FPS-uri. Această rezoluție, prieteni, este de domeniul fantasticului. De asemenea, sistemul de sunet din interior este format din 160.000 de difuzoare, astfel încât toți cei care se află în interior să experimenteze aceeași calitate a sunetului în orice punct s-ar afla.
De asemenea, scaunele sunt dotate cu un sistem care vă vor face să trăiți experiența exact la fel ca cea de pe ecran. În plus, în timp real sunt adăugate elemente 4D, cum ar fi vântul, apă și miros. Iar președintele sferei spune că cei care vor putea să experimenteze ce se întâmplă în interior vor avea o senzație atât de realistă încât vor contesta până și realitatea în care trăiesc. Tehnologia oameni buni pentru acest sistem este absolut nouă din 2023. Fiind atât de nouă pentru a putea produce conținut, s-a creat un întreg studiu de producție menit să creeze conținut doar pentru această locație, pentru această sferă din Las Vegas. Dacă v-a plăcut sfera din Las Vegas, oameni buni, lăsați-mi un mesaj în secțiunea de mesaje și spuneți-mi cum vi s-a părut. Nu uitați să dați un like la acest videoclip și, desigur, să apăsați pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta. Atenție! Foarte important dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale în viitor. Până data viitoare, vă las să urmăriți și alte documentare, știri, teorii incredibile pe care le veți găsi doar aici, pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete.